Zirhom je zjela prvú videodepedoska, ne? No, mulj som im tutoror, kare pusen trebor sunt niște drăguți. Astăzi am pregătit multe întrebări și vom răspunde. Tu l-ai, Doamne. Și la final avem o surpriză, practic, pentru voi. Așa că rămâneți până la final. Ce zodii sunteți? Eu sunt Leo. Și eu sunt Taur. Din nou, ce zodii sunteți? Ce mai faceți? Foarte bine. Suntem bine? Mie mi-e foarte somn. I don't know. I do not know, ok? Ah, I don't De ce sunteți așa de frumii? Mulțumim. Nu știu, este Natural. age Age. Avem 14, aproape 15. 15. Tot câți ani aveți? Culoarea voastră preferată? A mea e mov. A mea e roșu. Tot culoarea preferată. How How are are you you guys? guys? Bine. Bună, frumoasă. Bună. Bună. De cât timp vă cunoașteți? De un an și ceva luni. Jumate, să zicem. Culorile preferate. Pe lângă mov, îmi mai place și albastru și verdele. Mie mai îmi place și verde închis. Și atât? Cam da. Unde ați făcut poza? Am avut niște ore în privat și le-am avut la ceva bibliotecă. După ce am venit de la ora, am făcut niște poze că mi s-a plăcut locul. Și biblioteca se află în Cluj, în centrul Clujului. Ce faceți? Cum sunteți? Foarte bine. Ce faceți? Apropo, sunteți foarte drăguțe. Mulțumim. Din nou, ce faceți? Foarte bine. Ce zodii sunteți? Taur, Leo. De cât timp sunteți prietene, Una am și zis un an, asta. Cum ne merge prietenia? foarte Foarte bine. bine. De unde sunteți? Cluj. Cluj. Ce părere aveți despre chestia cu Ucraina și Rusia? Gen, are NATO vreo șansă să negocieze cu puțin? Să nu atace Ucraina, că o să aibă, sau, stai ce? Că o să aibă pierderi mari amândouă țări, sau... da, nu știu nimic despre chestiile astea, nici nu mă prea interesează. Pe ea, cred că la fel, te interesează? Da. Ok, câți ani aveți? Ai, aveți. 14, aproape 15. Câte relații ați avut? Ne-am mai avut câteva când eram mai mică, dar nu se... Câteva. Câteva! 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 Da. Este un player. Mai ales când era mică, deci de mică e player. Nu sunt player acum. Era un player de mică. Da, eram un player când eram în clasa a patra. Vedeți, de mică. Așa, eu am avut două. Și ai un player. Player. Unde e locul unde am făcut poza? Acolo la bibliotecă. Unde a fost făcută poza? Where is the place? Unde e Unde e locul locul? ăla? În ce școală învățați? O școală din Cluj. Ce înălțime aveți? 1,56. Eu către 1,65. Te-ai combinat cu mine? Nu știu dacă e timp să-i fată sau un băiat, cred că e de un băiat. Uită-te la nume. Nu știu cine ești. N-am vorbit în viața mea cu tine, dar nu. Nu știu ce să zic. Mor. Păi de cât timp sunteți așa prietene apropiate? I don't know. Nici nu știi dacă sunteți sau nu. Ok. Suntem așa de apropiate de un an, că jumătate de an ne-a luat să construim prietenia asta apropiată. Bine, nu chiar jumate de ani, câteva luni. Da. Că o prietenie nu poți ești prietenă, BFF, bestie for life. Trebuie să aveți chestii în comun să meargă, nu așa. De cât timp sunteți prietene? Un an și câteva luni? Dacă ar fi să vă despărțiți pentru, să zicem, 1000 de dolari, ați face-o? Nu. No. Nu. No.
Nu, eu n-aș face-o. De ce? Sincer nu, pentru că banii poți să-i faci oricum. Pentru că banii veniți ușor, o să se ducă ușor. Gen... Dar nu neapărat de aia. Păi nu, nu de aia, dar de ce să renunți la o prietenie strânsă pentru niște bani? Care oricum se duc. Prietenia rămâne. Ce ați face dacă ne vom opri într-un lift? Noi două sau noi două cu tine? Bine, o să răspundem la ambele variante. Dacă ne-am oprit noi două... Cred că ne-am căcat pe noi de frică. Eu. Eu? Aș face TikTok-uri. Cum dar nu este semnal. Eu m-aș omoră într-un colț. Aș face poze în oglindă. Cu mine în spate, încercând să nu mor. Ok, și dacă am stat cu tine, nu știm pentru că nu te cunoaștem. Probabil am stat așa. Aveți planuri să vizitați amândouă împreună alte țări, chestii turistice? Da. Paris. Și nu doar Paris. Putem să mai mergem și prin alte locuri, dar deocamdată doar Parisul pe listă. If you could live anywhere, where would it be? Vreau să ne mutăm împreună la Paris sau în Italia. Paris. What is your biggest fear? Adică... Frica noastră cea mai mare. Da, frica noastră cea mai mare. Gândaci și întuneric. Adică cu întuneric mă mai descurc, la păianjeni gândaci în marea parte. Urăsc întunericul. Deci mie nu-mi place, dar nu prea am așa o problemă ca și gândaci. What really makes you angry? Păi, pe mine ce mă înfurie e mai mult lipsa de maturitate. Bine. Nu, mă enervează când vorbesc cu un om care și nu știe să vorbească acel om. Nu, gen, zic că vreau să vorbesc. Ce faci? Cum te-ai descurcat la test? A fost mișto, a fost super. Mă enervează comportamentele astea foarte tare. Pe mine mă enervează persoanele false sau care îți spun o chestie și fac alta și... Se dau bine pe lângă tine și prin spatele tău îs. Iac. De unde ești? Sunteți? Din Cluj. Pe ca vă mai pot... pe ce vă mai pot urmări? Păi ne poți urmări pe YouTube. Nu uitați să activați clopoțelul pentru că veți fi alături de noi de fiecare dată când vom posta un video nou, ceea ce va fi foarte rar, dar nu contează. Pe Instagram, unde hai că mai punem, și pe TikTok o să ne facem, nu știu când, dar ne vom face, nici de la s-ar putea să nu ne ținem, dar merge. De ce nu vă numiți două scame? De ce vă numiți? Am înțeles de ce nu vă numiți, de ce ne numim, pentru că... Suntem ca scamele, stăm lipite una de alta, venim la pachet. Vă vedeți prietene peste 10 ani? Da. Da, sperăm. Adică să... De cât timp sunteți prietene? Am mai răspuns de 5 ori. What do you like to do in your free time? Să mă uit la seriale. Îmi place să stau, să mă uit la seriale sau să stau cu mâța mea. Cu mâța ta? Mutan. Păi, eu... Am mai multe chestii care îmi place să le fac. De exemplu, îmi place să mă plimb cu prietenii, să desenez, să fac TikTok-uri, să mă joc cu piții, pe care nu o cheamă piții, o cheamă Chanel, de fapt, dar noi spunem piții. Îmi place să dorm, să citesc. Nu ți-am zis. Și ce citești? Citesc Poveste fără sfârșit, care are 500 și de pagini. Chit că n-am timp și îmi place să fac poze, nu neapărat doar mie, și la obiecte, gen estetice. Mie îmi place să mai ascult muzica și să mă pun la o căști și să ascult așa marții. E foarte fain. Și caratele, nu? Bine, aia nu-i de timp liber. Da. Bine, atunci și caratele. Dacă ar fi sfârșitul lumii, ce ați face? Păi, aș face chestii pe care nu le-am făcut niciodată și pe care nu le-aș face niciodată.
Bine, acum eu nu m-aș arunca de pe o clătire, gen vine cu parașută sau așa, că nu, pentru că nu prea doresc asta, dar eu aș vrea să să fac chestiile care nu le-am, n-aș avea curaj să le fac. Nu mă refer acum la activități, mă refer așa în general, gen nu știu cum să spun, așa să vorbesc cu oameni care nu am mai vorbit, să le zic oamenilor care îi știu deja, chestii care niciodată știu că nu le-aș spune, deci ar trebui să le spun. Ce-ți place la mine și ce nu-ți place? În primul rând, nu te cunoaștem. Răspunsul ăsta... Nu, că apreciez că ai răspuns și n-ai dat sin ca toți ceilalți, dar nu te cunoaștem și n-avem de unde să-ți spunem, pentru că n-am vorbit niciodată și a venit foarte random chestia asta. Ce surpriză nu se. Pe viitor, eu vreau să... vreau cel puțin să mă focusez pe cariera, când, dacă ne referim la viitorul ăla foarte îndepărtat. Și dacă viitorul nu, apropiat? Pe viitorul apropiat, asta nu înseamnă liceu, să zicem facultatea. Ăla e un pic cam îndepărtat. Nu, bine, atunci la liceu, pe moment, până noi intru cel puțin în 11, o să las mai mare. N-o să vreau să mai am atâtea ore în particular sau chestii. Eu vreau să încep să învăț pentru examen și pe viitorul îndepărtat vreau să merg la o facultate de arhitectură și să devin arhitect. Care e melodia ta preferată? Pot să zic eu prima? Vito. Deci ador melodia Smoking Out the Window. De ce nu-i cântată, știi? Ce? De ce nu-i cântată? Nu știu. Da, o să o pun aici, undeva pe aici. Melodia mea preferată e Alone, partul de la Alan Walker. Nu știu, îmi place foarte tare, îmi plac versurile. Nu neapărat ritmul, dar îmi plac versurile foarte tare. First blackout, if there was any. Nu. Care e culoarea care crezi că te reprezintă? Roșu. De ce? Rugmentează. Păi, care m-ar reprezinta? Nu știu. Mereu zic că îmi place roșu, că port roșu foarte des și chestii astea și cred că de-aia poate mă reprezintă. Eu cred că mă reprezintă verde, că sunt o persoană activă, veselă, încerc să fiu pozitivă, să dau sfaturi bune. Ar fi galben, nu verde. Da? Care e zodia ta preferată? Sincer, nu cred că am o zodie preferată. Zodia mea preferată, nu mă refer pentru că e o zodie asta. Îmi place Taur, îmi place echilibrul dintre Taur și îmi plac și Gemenii. Și Raci îmi plac. Și Lei. Lei nu-mi plac. Ea e Leu, dar îmi place de forțare și o iubesc așa, dar nu-mi plac Lei. Dar cred că Taurul mi-a plăcea cea mai tare. Susțineți LGBT, da. Cum plac. Care a preferată? Paste! No scene. Ok. Urât. Ok. Și acum, pentru ce ați așteptat, cum ne-am cunoscut? Deci, asta mi-a plăcut întrebarea foarte mult. O să încep eu. Trebuia să fiu... La noi, la școală, sunt două grupe de engleză. Eu trebuia să fiu în alta, diferită de Sophie. Și cumva am încurcat clasele și m-am dus în clasa aia și m-am pus într-o bancă. De eram eu. Da. Și m-am pus într-o bancă pentru că nu știam pe nimeni, absolut nimeni. Și era despărțitor de ăla de virus. Și s-a pus Sophie în stânga mea și i-am trimis un bilețel. Și de aici a continuat. Eram în dreapta ta. Aia e stânga. Da, eram în dreapta. Bă, nu, că eu stăteam acolo. Bă, nu, eu stăteam la ușă. Mă rog, nu contează. Da, mi-a stricurat un bilețel peste chestia de... Peste. E pus peste. Bine, sub aia de plastic sau nu cred că e sticlă, sub chestia aia de virus. Și, nu, acolo am început să... Mi-a trimis așa un bilețel, am început să vorbim chestii și eram foarte fericită că am primit un bilețel. Când am primit de mult bilețele, de când m-am mutat la școala
asta la care sunt acum. Și na, eram foarte fericită, am început să vorbim și chiar în vinerea aia în care ne-am cunoscut sau ne-am făcut cunoștință una cu alta, am ieșit și zicem... Vreau 7 lei la mine! Când mergeam la mall. Și am început să ne apropiem. Prima dată a fost foarte ciudat. Gen, știu că mi-a scris. Nu știu de ce mi-a scris, dar mi-a scris pe WhatsApp. Da, ți-mi minte. Și era ceva de genul, salut! Ai, mi-a schimbat telefonul. Prima conversație, nu știu exact cum a decurs. Știu doar că mi-a scris. Da, cred că am zis salut. Ah, da, cred că te-am întrebat dacă vrei să ieși în vineri. Da? Cred. Și așa am devenit noi foarte bune prietene și sperăm că ne mai ține prietenia. Mult. Ne vedem peste 10 ani. Păi da. Și că atât a fost cu acest video. Nu uitați să ne urmăriți conturile de social media. Aici e a mea, aici e a ei. Și pe undeva apar și celelalte de 2 scame. Noi ne revedem nu știu când, pentru că... Da. Pa!